Salut! Sunt Daniel Coman. Hai să vorbim despre bani. Mai exact despre banii pe care îi primim în schimbul muncii noastre. Și nu cred că e nevoie să vă amintesc cât de mult muncim și mai ales cât așteptăm ziua de salariu. Însă ce e nevoie să vă amintesc e cât primește statul pentru munca voastră. Sau cât muncim pentru stat și cât muncim pentru noi. Cam facem jumătate. Hai să trecem la cifre, că ele ne dau imaginea completă. Și luăm ca exemplu un salariu net de 3500 de lei pe lună. Pentru că, da, în România, cutuma este că la angajare negociem salariul net, adică ce ne rămâne în mână, nu salariul brut. Și poate că nu e chiar bine, pentru că uităm de fapt ce înseamnă salariul nostru. Așa că revenim la cei 3500 de lei și observăm că ei fac parte dintr-o pungă mai mare de bani. 3500 de lei ne rămân nouă în mână, dar brutul este de aproape 6000. Iar totalul banilor plătiți lunar pentru munca noastră ajunge la, iată, 6118 lei. Aproape dublu. Și hai să vedem de ce. Pe lângă cei 3500 de lei, salariul net, angajatorul mai virează către stat, în numele nostru, încă 2483 de lei. Iar la aceștia se mai adaugă o asigurare de 2,25%, adică 135 de lei lunar în acest exemplu. Acum că vedeți banii ăștia defalcat, pare cam mult, nu? Hai să vedem și ce înseamnă acele dări către stat care compun salariul brut. Aproape 1.500 de lei sunt banii care se duc către pensii. Alți aproape 600 de lei la sănătate și mai sunt 10% impozit pe venit. Că noi așa, după ce că muncim ca să plătim, statul ne mai și taxează pentru ce ne rămâne. Banii ăștia ni se rețin chiar înainte să primim noi salariul și nici nu intrăm în subiectul contribuțiilor la pensie, care, iată, nu se adună la pensia noastră viitoare, ci sunt folosiți pentru plata pensiilor de acum. A noastră, să mai aștepte. Iar de sistemul de sănătate, dacă acolo primim pe cât dăm, chiar vreți să discutăm acum? Mai bine o lăsăm pentru alt episod. În concluzie, dacă ne gândim la venitul nostru pe un an, ei bine, muncim cam din ianuarie până prin luna, mai poate chiar iunie, doar ca să plătim taxe către stat. Abia din vară începem să muncim și pentru noi. Dar dacă tot ne facem datoria, muncim, plătim, întreținem statul, nu? Înseamnă că și primim ceva în schimb. Sau așa ar trebui ei bine, nu e chiar așa. Expertul fiscal Adrian Bența spune că statul dă aproape toți banii pe care îi colectează doar pe cheltuiel de funcționare. Din păcate, un procent foarte mare, a spune eu, uriaș, aproape 90% din încasările statului din România s-au dus în trei direcții. Plăți de salarii în sistemul public, plăți de pensii și plăți de asistență socială. Deci, practic, marea majoritate a bugetului de stat s-au dus către aceste două categorii, trei categorii de persoane. Reținerile pe stat, în dreptul salariatului, sunt cele mai mari din Europa. Însă, să nu uităm că acestea au provenit din transferul asigurărilor sociale de la angajator la salariat. Peste tot în Europa, din cauza îmbătrânirii populației, munca este taxată. Cel mai greu, numai că partea pe care o suportă în salariatul este mai mică decât în România. Și uite, așa am aflat ce și de ce dăm către stat. Iar despre ce luăm, vă las pe voi să vă gândiți. Câte autostrăzi, școli, spitale noi ați văzut în ultima vreme. Și vă mai enervez puțin și vă aduc aminte de un alt lucru. Pe lângă tot ce ni se reține din salariu, mai plătim și TVA pentru orice produs cumpărat, adică alți bani care se întorc tot către stat din buzunarul nostru. Așa că hai, nu mai stați în fața televizorului, treceți la treabă că stați pe banii statului abia martie și mai aveți taxe de plătit. Profit de ocazie și încheie aici ediția de astăzi, însă nu înainte de a vă îndemna și pe voi să faceți exercițiul pe care vi l-am arătat mai devreme. Mai exact, calculați cam cât din munca voastră ajunge la stat nu direct în buzunar. Și după ce vă enervați, nu uitați că ne găsiți și pe Facebook, pe Instagram. Aștept mesajele voastre acolo. Sunt Daniel Coman și vă mulțumesc pentru atenție. Aveți grijă de voi și de cei dragi. A.